Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi veni din nou în fața doamnelor începătoare și vom lucra acest coșuleț, care poate fi folosită ca bombonieră, poate fi folosit chiar pentru a pune ouăle acum de Paște, ouăle colorate. Astăzi eu voi folosi culoarea roz. Deja am făcut un coșuleț alb, vreau să fac unul roz. Voi folosi acest fir de bumbac, Stella, fir de Scoția, care poate fi lucrat cu un croșet cuprins între numărul 3, 3 și jumătate. Eu voi folosi croșetul cu numărul 3. Și fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm și în cercul magic voi face pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Vă rog să aveți un pic de răbdare cu mine. Așa, 1, 2, 3. Voi lua firul pe croșet, voi intra prin cercul magic, voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Le voi închide împreună, apoi continui 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor fi de separare, după care voi intra din nou în corespondența cercului magic și voi lucra din nou 2 piciorușe duble. 1, 2, voi închide, vedeți, am 3 fire, le voi închide împreună, voi continua cu 3 ochiuri de lanț și pe întreg parcursul acestui rând va fi nevoie să facem 6 grupe de câte 2 astfel de piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la sfârșitul acestui rând, acum voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vă rog să scuzați dacă se aud anumite zgomote, este persoana pentru care lucrez. Acum voi intra în corespondența cercului magic cu spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț, mă scuzați, cu fir alunecat și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra și voi face cel de-al doilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, firul pe croșet. Și în corespondența aceluiași spațiu voi face din nou 2 piciorușe duble. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț de separare, după care voi intra în următorul spațiu și voi lucra 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, 2 piciorușe duble, și cel de-al doilea, 3 ochiuri de lanț de separare, după care vom intra în corespondența următorului arc. Deci pe parcursul acestui rând vom lucra în acest mod. Ajunse la sfârșitul rândului, vom închide rândul cu fir alunecat, corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat vom intra în primul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu și cel de-al patrulea picioruș dublu în interiorul aceluiași spațiu. Firul pe croșet mă deplasez în următorul spațiu și voi lucra din nou 4 piciorușe duble, 2, 3 și cel de-al patrulea. Deci, în corespondența fiecărui spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț, noi vom lucra câte 4 piciorușe duble. Am ajuns și la capătul acestui rând, pe care îl vom închide, ca de obicei, cu fir alunecat, care alunecă cam greu. Iar acum, cu fir alunecat, vom ajunge în corespondența spațiului dintre piciorușele 2 și 3. Deci vom pleca cu fir alunecat. Am ajuns în corespondența acestui spațiu, deci printre
aceste piciorușe, noi vom intra și vom face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, luăm firul pe croșet, vom sări 2 piciorușe și vom intra în spațiul. După aceste 2 piciorușe facem un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări din nou, 2 piciorușe voi intra după aceste 2 piciorușe, un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare. În felul acesta vom lucra pe parcursul întregului rând. Ajunse la sfârșitul rândului, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Aici este un defect de fabrică. Acum, cu fir alunecat, intrăm în corespondența ochiurilor de lanț de separare și vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, după care ne deplasăm în spațiul următor și vom lucra 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea. În felul acesta vom lucra pe parcursul întregului rând, câte 3 piciorușe duble în fiecare spațiu format din cele 2 ochiuri de lanț. Voi închide rândul în același mod ca și până acum cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Voi sări 3 piciorușe și după cele 3 piciorușe voi face un picioruș scurt. Apoi 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Sar 3 piciorușe, picioruș scurt. În felul acesta, noi vom continua pe parcursul acestui rând. Deci, 4 ochiuri de lanț, un picioruș scurt și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Odată lucrate ultimile 4 ochiuri de lanț, vom închide cu picioruș scurt după ultimele 3 piciorușe duble din rândul anterior. Cu fir alunecat intrăm în primul spațiu format din cele 4 ochiuri de lanț și lucrăm 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu, după care vom face 4 ochiuri de lanț de separare, 2, 3, 4 și vom intra în următorul spațiu și vom lucra din nou 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, încurc acest fir, 4, 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4 și din nou intrăm și facem 4 piciorușe duble. Deci în felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Vom închide rândul cu fir alunecat, așa cum am închis până acum. Și cu fir alunecat ne vom îndrepta către spațiul format din cele 4 ochiuri de lanț. Încet cu răbdare vom ajunge și acolo. Și aici vom face 2 piciorușe alunecate, după care vom lucra 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, iar în următorul spațiu format din cele 4 ochiuri de lanț vom face un picioruș scurt. 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, picioruș scurt în următorul spațiu format din ochiurile de lanț. Deci în felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. 6 ochiuri de lanț, picioruș scurt în corespondența spațiului format din ochiurile de lanț din rândul anterior. Iar noi vom continua singure. Ajunse la capătul rândului, vom închide din nou cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț, scuzați că nu vedeam bine, fir alunecat,
iar apoi, cu fir alunecat, vom intra în corespondența arcului format din ochiurile de lanț și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu, 2, 3, 4, 5 piciorușe duble. 6 ochiuri de lanț de separare, 2, 3, 4, 5, 6, firul pe croșet. Și, în corespondența aceluiași spațiu, vom lucra din nou 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4 și cel de-al cincilea. După ce am lucrat aceste 5 piciorușe duble, le vom închide cu un picioruș scurt în următorul spațiu format din ochiurile de lanț. Începând de aici, vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț. Ne vom deplasa către următorul arc și vom face un picioruș scurt. Continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț și le vom închide în următorul spațiu cu un picioruș scurt. În acest moment iau firul pe croșet și voi intra în spațiul următor și voi lucra din nou 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 4, cel de-al cincilea picioruș dublu, 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, firul pe croșet și voi intra din nou în corespondența aceluiași spațiu și voi lucra cele 5 piciorușe duble. 3, 4, 5, pe care le vom închide cu un picioruș scurt în următorul spațiu format din ochiurile de lanț și vom începe din nou. 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț închise cu picioruș scurt în următorul spațiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț închise cu picioruș scurt în următorul spațiu, iar în următorul vom repeta aceste două serii de câte 5 piciorușe duble separate de ochiurile de lanț. Deci, în felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Și la sfârșitul rândului va trebui să avem 6 astfel de grupe. Deci 6 grupe astfel. Am ajuns și la sfârșitul acestui ultim rând. Am lucrat cele 6 ochiuri de lanț. Le voi închide aici în ultimul spațiu format din ochiurile de lanț din rândul anterior și voi închide toată lucrarea cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum vom scurta firul și îl vom ascunde. După cum veți putea vedea, deci firul va veni ascuns. Fiecare îl va ascunde. După cum puteți vedea, avem aceste 2, 4, 6 rapoarte, să le numim 6 segmente separate de cele 2 segmente formate din 6 ochiuri de lanț. Nu rămâne de făcut nimic altceva decât să fie apretat. Nu uitați că lucrarea dumneavoastră va avea mărimile în funcție de grosimea firului cu care veți lucra și puteți da formă coșulețului în funcție de
vasul pe care îl veți pune la uscat în momentul când apretați coșulețul. Deci, rezultatul final va fi acesta. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat astăzi, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți. Pe mine mă ajută foarte mult creșterea comunității și închei ca de obicei cu aceleași cuvinte. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată, în speranța că veți fi mereu alături de mine. Vă salută, Tatiana, la revedere!